Bun găsit astăzi pe gadgetreport.ro, vă prezint un mouse foarte, foarte interesant, un mouse care cărei baterie ține undeva la nivel de 18 luni, un mouse ieftin, bun și care are un avantaj foarte, foarte important. Acest mouse Logitech Pebble M350 poți să-l folosești atât pe Bluetooth, conectivitate Bluetooth, cât și cu această mufă USB. E un mouse ieftin, un mouse bun, pe care îl vedeți, bineînțeles, aici pe gadgetreport.ro. Așa arată versiunea albă a mouse-ului. O să desfacem și conținutul versiunii negre și o să-l conectăm, bineînțeles, la acest HP Spectre 360, un laptop foarte bun pe care vi l-am prezentat aici pe gadgetreport.ro. Hai să vedem cum să desfacem mouse-ul. O cutie. L-am cumpărat dintr-un Carrefour în ambele variante, atât alb cât și negru, cu prețul de 85 de lei, redus de pe la 130 de lei și am rămas foarte, foarte surprins de cât de bun este acest mouse și cât de bine răspunde la orice ai face cu el, inclusiv dacă faci office, dacă stai pe internet, dacă te joci, e un mouse excelent. Cam așa arată mouse-ul care îl foloseam înainte, un mouse de la HP, foarte bun, cu multe butoane, cu care îți permitea să ții mâna puțin deasupra, de deasupra, dar cu timpul mi-am dat seama că vreau un mouse mai ergonomic, un mouse subțire, pe care să pot să-l folosesc în orice situație, să pot să merg cu el de pildă, să-l bag în buzunar și să-mi iau doar laptopul cu mine. Acesta este destul de dificil de luat în buzunar. Nu mai zic de alți mouse de la Microsoft, care tot la asemenea sunt foarte, foarte umflați în partea de sus și care, dincolo de faptul că mâna stă bine pe el pentru anumit timp, la un moment dat îți dai seama că vrei ceva mai mic. Și acest ceva mai mic este acest mouse Pebble M350, care vine într-o formă foarte subțire, este ușor, are o rotiță foarte mare și ușor de folosit, două butoane și care se conectează foarte ușor. Chiar o să vă arăt exact cum se conectează la acest laptop de la HP, dar hai să deschidem cutia și să vedem exact ce ne spune despre el. Faptul că vine cu conectivitate duală, ceea ce v-am spus deja, pe Bluetooth și pe USB. Faptul că are un sunet foarte, foarte slab, în sensul că nu face zgomot ca alți mouse, nu se aude absolut nimic în momentul în care dai click pe el și nici când miști rotița și din acest punct de vedere este foarte bun. Și foarte important, indiferent pe ce suprafață îl pui, o să vedeți că el funcționează absolut ok. Asta pe lângă faptul că e important acest lucru de spus. Ține bateria undeva la nivel de 18 luni, ceea ce este un lucru foarte, foarte bun. E un mouse din noua generație de mouse, ieftin și bun pe care îl găsești pe piață. Hai să deschidem pachetul să vedem cum arată conținutul. Bun. Ce avem înăuntru? Manualul de utilizare. Cum îl deschizi, dar o să-l facem după aceea să vedem exact, chiar să-l și conectăm la acest laptop. Așa arată mouse-ul și în cutie mai avem un manual, cutia este goală, nu are absolut nimic în ea, un manual de folosire cu instrucțiuni de folosire, o fițuică destul de mare, un cearșaf, care, interesant, are și limba română și aceea acest lucru este important, uitați aici limba română. Spune exact cum să-l folosești, ce fel de baterii trebuie să pui la el. Acest mouse vine cu baterie, ceea ce este foarte ok. Îl desfacem. Cam așa arată. Așa arată în versiunea neagră. Așa arată în versiunea albă. Mie mi se pare mai, de fapt, elegant și pe negru. Chiar acum mă uitam, e foarte elegant și pe negru, pentru că nu este un negru închis. Este un gri, un gri care strălucește lumina. Vedeți și voi cât de curată este culoarea și ce frumos arată ca design. Bineînțeles, îi scoatem toate plasticele și această baterie. Și de deschis este foarte simplu, are un capac deasupra care îl deschis simplu. Și înăuntru, bineînțeles, avem o baterie. Ce fel de baterie? Ia să vedem. O baterie alcalină, format AA, de 1,5V. O baterie simplă, cum o găsiți pe piață, deci baterii AA. Simplu îl băgăm înăuntru, cum îl băgăm? E ușor de băgat.
Aveți această mufă cu care puteți să o conectați la laptop. Dacă laptopul dumneavoastră are mufe libere pentru USB, eu nu o să folosesc mufa de pe laptop pentru așa ceva, pentru că, până la urmă, mufa asta de regulă e un USB 3.1, o folosesc pentru a atașa, de pildă, un hard extern, nu un mouse. Ar fi culmea să folosesc acest modul pentru mufa mouse-ului. De aia este bun acest mouse, pentru că îți permite să-l colectezi atât pe Bluetooth cât și cu mufă. Și acest lucru este ok, pentru că poți să-l folosești, de pildă, pe două dispozitive odată. Pe Bluetooth îl legi la laptop și pe un desktop, dacă folosești un desktop sau un PC, îl legi cu mufă. Și în momentul ăsta de față poți să le controlezi pe amândouă, în funcție de cum ai nevoie. Bineînțeles, punem la loc. Crotița aceasta este una cauciucată și e foarte, foarte bine realizată. E printre rotițele care mi-au plăcut, spre deosebire de cea de la HP, cu toate că este un mouse de 3 ori mai scump. Am senzația că această rotiță, și de-aia mi-a plăcut și de-aia am vrut să fac acest review, această rotiță este mult mai ergonomică și mai ușor de accesat. Îți va fi mult mai ușor să navighezi pe internet sau prin programe cu această rotiță puțin mai lată decât la mouse-ii obișnuiți. Bun, închidem mouse-ul și îl deschidem. El, în momentul de față, vedeți, a intrat deja în sesiunea de pairing, clipește verde și albastru. Și acum o să mă duc pe laptop și o să-l caut. Cum îl caut? Simplu, te duci în Bluetooth-ul laptopului. Hai să vedem. Și o Bluetooth device și dăm un add Bluetooth device. Bineînțeles, căutăm un mouse. Hai să-l vedem. L-a și găsit, vedeți, Logitech Pebble. Îi dau connecting. Și s-a conectat foarte repede, foarte, foarte repede și ușor de folosit. Iar din acest moment, mouse-ul poți să-l folosești, v-am zis, pe absolut orice suprafață, inclusiv pe mână, inclusiv pe această marmură pe care am eu pe acest birou. Funcționează absolut ok, spre deosebire de alți mouse chiar mai scumpi, care nu văd atât de bine suprafețele și la un moment dat s-ar putea să nu funcționeze. Pe când acest mouse, uitați-vă ce ușor și ce simplu îl funcționează. Este un mouse care, pe lângă faptul că funcționează pe orice suprafață, îți permite să dai scroll din această rotiță foarte, foarte ușor. E ceva extrem de ergonomic și foarte, foarte ok. Și pe lângă acest lucru o să intru puțin într-o pagină de internet și să vedeți că în materie de click-uri nu-l auzi. Acest mouse este atât de silențios încât îți permite să-l folosești fără să ca nimeni să audă când ai click-uri sau când faci ceva pe internet. Iată-l. Hai să se și încarce. Și priviți ce ușor, ce simplu livrează conținutul, îl merge cu scroll-ul de pe el. Deci un mouse bun. Un mouse care, din punctul meu de vedere, merită toată investiția în el. Îl puteți găsi în două variante, varianta de alb și în varianta neagră. Bineînțeles că în funcție de preferințele voastre, de ce laptop aveți, unul negru se potrivește acesta, am un laptop argintiu, merge mai degrabă, bineînțeles, varianta albă, pentru că se potrivește mai bine. Chiar o să vă arăt acest lucru. Am adus în cadru și un laptop, același tip de laptop, generația 2018 al lui HP Spectre X360. Vedeți, se potrivește mult mai bine un mouse pe acest argintiu decât un mouse pe negru, bineînțeles. Cert este că ambele sunt cu Bluetooth. Ambele funcționează inclusiv cu această mufă USB pe care poți să o introduci și îți permit, bineînțeles, să le cari. Ăsta este marele avantaj al acestui tip de mouse, că atunci când, de pildă, te duci undeva cu un astfel de laptop, uitați-vă și voi diferența, este mult mai ușor să cari așa ceva cu tine decât să cari un mouse clasic sau un mouse cu fir care arată cam așa ceva. E o diferență importantă, e un mouse elegant, un mouse simplu, un mouse care pare că rezistă destul de bine și care principalul lui avantaj este că poți să ai acces ușor, ușor la schimbatul bateriei. Uitați-vă cât de simplu e să scoți bateria, să introduci alta sau să folosești această mufă atunci când nu vrei, de pildă, pe orice dispozitiv nou care îl adaugi și îl folosești cu acest mouse, să-l legi neapărat prin Bluetooth. De pildă, eu dacă vreau să folosesc acest mouse negru pe acest calculator argintiu, nu fac altceva decât să introduc mufa. Și introducându-i acest USB în calculator, îl vede direct, nu mai trebuie să-l caut prin Bluetooth. Deci ai o varietate multiplă de conectivitate care cred că este importantă. Acest mouse, bineînțeles, îl găsiți în descrierea de pe site
și în prezentarea de pe gadgetreport.ro, acolo unde, bineînțeles, vă așteptăm toate întrebările, toate dorințele legate de gadgeturile pe care vrem să le testăm, despre lucrurile care sunt importante pentru voi în viața de zi cu zi. Testăm în principal gadgeturi pe care le folosim zilnic, gadgeturi care ne ajută să ne transformăm experiența asta multimedia într-o experiență cât mai plăcută, cât mai confortabilă. Iar acest mouse la acest preț, cred că este o variantă foarte, foarte bună. Vă mulțumesc pentru atenție, bineînțeles rămâneți pe gadgetreport.ro, dați-ne un like dacă v-a plăcut acest clip video și nu uitați să vă abonați la canalul nostru Gadget Report TV.